Cu motocicleta? Cu motocicleta. Cu motocicleta a început foarte simplu. Aici a fost un fel de, cum să spun, șantaj, dar a fost ori face asta, ori face asta. Am început să merg cu motocicleta, l-am permis de motocicletă, presupun că știți amândoi. Dar Sorina Vracu, care lucrez și care face video clipurile și filmează, are motocicletă și vine la birou cu motocicleta. Și într-o zi în care el era cu motocicleta gata să plece și eu așteptam taxiul, îmi spune, nu mai sta după taxi. Hai, urcă-te în spate pe motor, am o cască și plecăm împreună. Și așa am început să circulăm în București cu motocicleta și mergem mai repede decât cu mașina, fiind foarte aglomerat. E, văzându-ne cu motocicleta și mergând și la acordul voluntarilor, cu poze, lumea a apărut pe Facebook, Teo a spus, vin în emisiune cu motocicleta, adică de la Terdeaua, de la marginea platoului până în platou, adică 2 metri. Am zis, nu, ajunge cu motocicleta. Chiar o folosim că e utilă și ne deplasăm repede. Și am spus, dacă nu veniți cu motocicleta, o să vă pun să călcați. Și atunci... După modelul croșetatului? Nu știu, nu pot să